Ceea ce ar trebui să fie o oază de liniște și relaxare a devenit un calvar pentru locuitorii din cartierul Arădean Confecții. După ce primăria le-a amenajat un parculeț unde să se odihnească după o zi obositoare de muncă sau la sfârșit de săptămână, acesta a ajuns să fie devastat de vagabonzi. La mai puțin de două luni de când a fost inaugurat acest parculeț din spatele blocurilor din cartierul Arădean Confecții, acesta a fost devastat de vagabonzi, de oameni răuvoitori care seară de seară, după cum spun cei de aici, locatarii blocurilor, vin, consumă băuturi alcoolice, după care devastează băncile, aruncă mizeria în acest parculeț, de cele mai multe ori pun în pericol și copiii care vin la joacă seara să se dea cu hintele din zonă. Localnicii mai spun de aici că nu văd oamenii ai legii care să vină să asigure paza, să vină să vadă ce se întâmplă în acest parculeț care, iată, la mai puțin de două luni, așa cum spuneam, a fost devastat. Cei care locuiesc în zonă spun că seara nu mai au curajul să stea în parc, deoarece se adună mulți vagabonzi și persoane violente care consumă alcool, iar după aceea strică tot ce găsesc în parc. Vin noaptea, beau, amestecă că acum sunt la loc băncile, dar vin câte patru la un loc, le mută dintr-o parte în alta și dorm până noaptea, stau aici și beau și noi merem la lucru, nu știu unde lucră dânsii ăștia, că ar trebui cineva să mai ia măsuri. Da. Pentru că dimineața mă scol la 5 și eu mă duc la lucru și e la 2 încă pe bancă. O, se fură tot, nu știu dacă mai rămân până la bănci s-o furat două, dacă mai rămân până la anul toate, nu știu, ar fi bine. De la ora de să nu mai intre în parc, seara interzis câinii. Seara ce se întâmplă? Seara vin, beau, fac scandal, gălăgie, dorm aici, boschetarii. Păcat că s-a ajuns aici, pentru că s-a făcut un lucru frumos. Și toaleta, în primul rând, trebuie, pentru că, uitați, acolo noi la bloc, e numai mizeria. Din păcate, ne confruntăm destul de des și în alte locuri din oraș și în alte locuri de joacă sau parcuri cu vandalizări ale mobilierului urban. Din păcate, asta aduce costuri atât din bugetul local, cât și disconfort pentru cetățenii care ar trebui să beneficieze de aceste amenajări. Cu aceeași situație se confruntă și alți locuitori din Arad. Cum efectivele poliției locale sunt reduse, șansele ca vagabonzii care devastează să fie prinși rămân mici.